Consiliul Județean Mehedinți a elaborat strategia de dezvoltare a județului Mehedinți 2021-2027, prin care se stabilesc direcțiile de acțiune pe care se va concentra dezvoltarea județului în perioada 2021-2027. Aceasta a fost aprobată în cadrul ședinței extraordinare. Proiect de hotărâre numărul 194 pe 2022, privind aprobarea strategiei de dezvoltare a județului Mehedinți pentru perioada 2021-2027. Supun votului dumneavoastră această ordine de zi. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă? Vă mulțumesc! Județul Mehedinți a cunoscut o dezvoltare impresionantă în ultimii ani și asta datorită implicării Consiliului Județean Mehedinți prin președintele Aladin Georgescu. Au fost implementate proiecte ce au vizat atât infrastructura rutieră cât și de sănătate. În urma unor analize de specialitate, consultări cu actorii locali, a fost realizat documentul strategic care cuprinde datele specifice ale județului, provocările, nevoile, potențialul și prioritățile privind dezvoltarea județului în perioada 2021-2027. Țintele asumate prin strategia de dezvoltare a județului 2014-2020 au fost atinse în mare parte, în sensul că s-au accesat fondurile europene și guvernamentale astfel încât putem să vorbim de drumuri județene, drumuri comunale, străzi de calitate și într-un număr foarte mare de kilometri în Mehedinți. Putem să vorbim de infrastructură de apă și apă uzată la un nivel de invidiat de către alte unități administrativ-teritoriale din alte județe și de asemenea am avut în vedere și susținerea culturii prin implementarea de proiecte pentru instituțiile culturale din județul nostru. Acum s-a intrat într-o altă perioadă de accesare a fondurilor europene. Ne raportăm și avem în vedere exercițiul financiar 2021-2027. Sumele puse la dispoziția României de către Comisia Europeană sunt într-un cuantum mult mai mare decât a fost în exercițiul financiar 2014-2020. Este o oportunitate pentru România și în același timp o oportunitate foarte mare pentru județul Mehedinți. Strategia de dezvoltare a județului pentru perioada 2021-2027 se bazează în principal pe cetățenii județului, economia județului și turismul în județul Mehedinți. În ceea ce privește cetățenii, care au fost puși prin plan, am avut în vedere continuarea demersurilor făcute pe exercițiul financiar anterior, pentru a le asigura servicii publice de calitate, pentru a le asigura infrastructură de apă și apă uzată. De asemenea, am pus la punct și lucrăm în continuare să avem o infrastructură rutieră a drumurilor județene, a drumurilor comunale și a străzilor, infrastructură rutieră de invidiat, așa cum spuneam. Și am convingerea că și pe acest exercițiu financiar vom obține mare parte din fondurile europene într-un cuantum așa cum am obținut și în 2014-2020. Economia județului este importantă pentru noi. Nu se poate produce plus valoare dacă nu ai pus la punct infrastructura rutieră, infrastructura de apă, apă uzată și așa mai departe. Și nu în ultimul rând, cel mai mare potențial al județului nostru este reprezentat de potențialul turistic, pentru că natura ne-a înzestrat și cu clisura Dunării și cu nodul județului. Numărul celor care ne vizitează județul este în creștere de la an la an și avem și noi datoria ca printr-o strategie a județului dezvoltată să oferim toate condițiile pentru ca și celelalte unități administrativ-teritoriale din județ să poată accesa fonduri europene și guvernamentale pentru obiective care sunt deja cuprinse în această strategie. Analiza a fost realizată de o firmă specializată care a parcurs toate etapele de cercetare pentru stabilirea pilonilor de bază în jurul cărora se construiește viziunea integrată pentru județul Mehedinți. Mulțumesc Consiliului Județean pentru sprijin, pentru că a facilitat în perioada aceasta lucrul la această strategie. Motivele pentru care județul are nevoie de o nouă strategie sunt reprezentate pe de-o parte de această nouă perioadă de programare 2021-2027, în care s-au deschis și se vor deschide noi programe de finanțare europene și naționale și este important ca proiectele de dezvoltare ale județului să poată accesa aceste fonduri, pentru că asta ele trebuie incluse într-o strategie de dezvoltare
Și nu în ultimul rând, de la vechea strategie și până astăzi, nevoile de dezvoltare ale județului s-au schimbat, pentru că așa merg lucrurile, pe măsură ce trece timpul, apar alte nevoi, apar provocări noi și atunci orice strategie prin care se încearcă rezolvarea unor nevoi trebuie corelată la nivel de soluții cu noile provocări și nevoi la nivel de județ. În viitorul exercițiu financiar, autoritățile județene vor folosi toate mijloacele și programele pentru atragerea fondurilor europene, astfel încât să ofere servicii publice performante și o calitate sporită a nivelului de trai pentru cetățenii județului, făcând din județul Mehedinți un pol economic competitiv la nivel regional prin valorificarea eficientă a resurselor existente. Totodată, turismul va fi prioritar pentru dezvoltare, astfel încât, prin noi investiții, să fie puse în valoare zonele și obiectivele turistice pe care județul nostru le are.